Clar. Emisiunea 1-7, la mulți ani, e pentru tine, pentru mine și pentru toată familia. Iau! Nu-mi dau seama dacă ieri sau undeva prin 2000. Mi-era frică să nu afle tata că am făcut prostii. N-am uitat cum e să fii copil, mi-aduc aminte bara la care se strângeau ăia de nu erau cu școala, cu zarurile în buzunar și când se întuneca. Eram primul la barbut și ultimul care pleca. L-am jucat pe Hagi și pe Dan Petrescu prunea. Când pierdeam eram atent să nu devin cumva ca lumea din jurul meu, că-i vedeam. De mici erau pe jabcă, te duceau de nas atât cât să poată să te întoarcă. La 14 ani știam cartierul ca în palmă și cumpăram Tanita în loc de ciocolată caldă. Viceroi la bucate de la gară dintre blocuri și făceam ca toate alea când trecea una pe tocuri. Nu știam de hopuri sau că străzile sunt sparte. Știam că dacă nu iau 5 sunt cu origine la matră. Hai cu mâinile în sus, cerul e luminat. Milioane de artificii n-ai s-au ridicat. Hai sus, n-a sus. N-am nevoie de cadouri, am prieteni o mie. Familia Bugatti reprezintă frăție. Hai sus, n-a sus. L-am majorat, m-am pus în cap. Credeam că e șmecherie mare să devii bărbat. M-am sucit când am aflat că pentru bani trebuie să fii sclav. Eram gata de orice, mai puțin să fiu zugrav, instalator sau ospătar, să nu valorez nimic. Uite așa am învățat să nu link pe unde scuip. 20 de ani luam în pulă societatea. Eram animal sălbatic, nu-mi plăcea captivitatea. Abilitatea mea era să mă îmbrâc cu golanii, doar că mi-au plăcut femeile la fel de mult ca banii. Anii treceau, eu mi-i băgam în seamă poezii în fiecare zi și n-aveam nicio teamă. La 22 de ani am cunoscut o psihiatră. Să o ierte Dumnezeu, mi-a fost și mamă și tată. Jumătate de pastilă și dormeam ca un prunc. Mă trezeam, mă uitam în gol, gata să mă arunc. Hai cu mâinile în sus, cerul e luminat. Milioane de artificii n-ai s-au ridicat. Pe umerii mei mă duce într-un apartament din București și scriu cu sânge, cu frigul în casă și foamea prin frigider. Am transformat sufrageria într-un cartier. Cu frații fumam la poștă Gigi Con. La 27 de ani mă pregăteam să urc pe tron. Doamne, spune-mi care-i planul cu mine, că nu mai pot. Văd o mare de rechin și eu nu prea știu să not. Stop! Cadru, am întâlnit o domnișoară și în momentul ăla am zis că inima mea n-o să moare niciodată. Era momentul să mă schimb și asta fiindcă nu voiam să mă vadă cum mă sting. La 28 de ani, mare realizare. Mi-am pus doi dinți în gură și zâmbeam la reflectoare. I-am lăsat în mâncare la un mall și râdea fratele de mine, doar că fratele știa că sunt gata să le dau indiferent de cum prezint. Când urc pe scenă știu că nu-i momentul să mă alint. Am făcut 30 de ani, simt ca seară m-am născut. Hai să ridicăm paharul pentru anii ce-au trecut. Hai cu mâinile în sus, cerul e luminat. Milioane de artificii n-ai s-au ridicat. Hai sus, n-a sus. N-am nevoie de cadouri, am prieteni în mie. Familia Bugatti reprezintă frăție. Hai sus, n-a sus. Mâna sus, mâna sus.